și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu. Până și pasărea își găsește o casă acolo și rândunica un cuib unde își pune puii. Ah, altarele tale, Doamne, al oștirilor, împăratul meu și Dumnezeul meu! Ferice de cei ce locuiesc în casa ta, că cei tot mai pot să te laude. Ferice de cei ce își pun tăria în tine, la căror inimă locuiește încrederea. Când străbată aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Doamne, Dumnezeul oștirilor, ascultă rugăciunea mea. Ia aminte Dumnezeului Iacov. Tu care ești scutul nostru, vezi Dumnezeule și privește fața unsului tău. Căci mai mult faci o zi în cursele tale decât o mie în altă parte. Eu vreau mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în corpurile răutății. Căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut. Domnul dă îndurare și slavă și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Doamne al oștirilor, ferice de omul care se încrede în tine, spune cuvântul Domnului. Amin. Amin. Astăzi este o zi când se inaugurează în Doman un loc important. Și Domnul să binecuvinteze locul acesta. Amin. Casa de rugăciune este, în atenția lui Dumnezeu, un loc foarte important. Și Dumnezeu să binecuvinteze casa aceasta. Amin. Pe care o punem înaintea lui Dumnezeu. Și așa cum spune cuvântul, este un loc important pentru că o zi în locul acesta fac cât o mie de zile în altă parte. Așa e de important locul acesta. O zi aici, cât o mie de zile în altă parte. Dumnezeu să ne ajute să prețuim locul acesta. Amin. Loc prețuit și de Dumnezeu. Până și pasărea își găsește un loc în casa lui Dumnezeu. Își face un cui la casa lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ajute ca în locul acesta să-și găsească locul și oamenii bolnavi. Amin. Și oamenii păcătoși. Și oamenii posedați de anumite patimi, păcate. În locul acesta Dumnezeu să dea și sănătate. Amin. Dumnezeu să dea și vindecare. Dumnezeu să dea și mântuire. Amin. Dumnezeu să dea și eliberare. Amin. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a îngăduit ziua de astăzi. Amin. Zi în care să fim în locul acesta important. Și Dumnezeu să ne ajute să punem pres pe casa de rugăciune. Amin. Și nu numai în ziua de astăzi când se face inaugurarea, ci de astăzi înainte, locașul acesta va fi deschis pentru oameni. Ca oamenii să vină în locul acesta să se închine înaintea lui Dumnezeu. Avea să avem un moment de mulțumire înaintea lui Dumnezeu, pentru că ne-a îngăduit să putem să ne așezăm în locul acesta. Ne-a îngăduit să putem să ducem la bun sfârșit prima parte a acestei lucrări, parterul, mai avem de lucru și la fațadă, mai avem de lucru și afară, și mai avem de lucru și la etaj, dar din primăvară, cu voia lui Dumnezeu, ne vom apuca din nou de lucru. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că a fost cu noi, în putere și în izbândă, să ajungem ziua de astăzi. Mai trebuiau să fie cu noi astăzi chiar frați din adunare. Vineri când am venit în sat și ne-am dus la locul de adunare, n-am prea găsit frații pentru că erau la casele lor și erau bolnavi, erau în suferință. Și mulți dintre ei au venit cu greutate la casa lui Dumnezeu în dimineața aceasta, iar alții nici n-au apucat să vină. Avem cel puțin două persoane care sunt la casele lor, două surori care sunt bolnave și nu poate să vină, și avem pe fratele Iosif care este chiar la spital și nu poate să vină. A vorbit de dimineață și le-am promis că o să ne rugăm pentru ei. Asta putem să facem în dimineața aceasta. Dumnezeu să atingă și de bolnavi. Dumnezeu să atingă de bolnavi care sunt în locul acesta. Dumnezeu să atingă de bolnavi din satul acesta. Și Dumnezeu să aibă milă de fiecare în parte. L-am așteptat și pe fratele Ștefi să ajungă și el în mijlocul nostru. Aseară am vorbit cu ei. Treau de ieri la ora 11 să ajungă în Reșița. Și nici acum nu au ajuns. Au avut probleme cu mașina pe drum, s-au stricat, s-au dus o altă mașină după ei.
și nici echipajul lor nu poate să ajungă în dimineața aceasta la Doma. Noi ne-am făcut anumite planuri, dar uitați-vă că nu toate planurile noastre se realizează după cum am vrut noi. Dar mulțumim lui Dumnezeu pentru fiecare suflet prezent în locul acesta. Dorim ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Pentru fraților din loc, ne bucurăm pentru săteni din satul acesta. Dorim Dumnezeu să vă binecuvânteze pentru că ați venit, să vă binecuvânteze sufletul cu mântuire și trupul cu vindecare și cu sănătate. Și Domnul să binecuvânteze și pe cei de la Reșița care au venit de la Biserica Speranța. Fratele Ghiran, care nu știu câta biserică, cu voia lui Dumnezeu, l-a dat Dumnezeu putere, pricepere, înțelepciune, să construiască. Și multe biserici în viața fratelui Ghiran, Dumnezeu l-a ajutat să construiască aceste case de rugăciune. Și dorim ca Dumnezeu să-i dea și lui putere. Amin. Și sănătate. Amin. Aici, la casa aceasta, a lucrat în suferință, în trup. Dumnezeu să-i dărească. Amin. Dumnezeu să-i dărească și sufletul. Amin. Și Dumnezeu să-i dea sănătate și amin. Tot ce are nevoie pentru casa lui, pentru trupul lui și pentru sufletul lui. Și ne bucurăm pentru că este în mijlocul nostru. Amin. Fratele Nichi, el a fost cu șeful de coordonare aici, așa, de lucrare. El ne-a spus ce să facem, cum să facem. El ne-a verificat. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru că s-a pus la dispoziție. Amin. Și i-a dat Dumnezeu pricepere. Pe ce-a pus mâna aici și se vede că a ieșit o lucrare frumoasă. Da. Dumnezeu să binecuvânteze pe toți cei care au lucrat, sunt aici, nu sunt aici. Dumnezeu să îi binecuvânteze pe toți. Amin. Fratele Pavel, în dimineața aceasta, v-a slujit cu cântarea. Cu toți. El l-a mai văzut. A cântat de multe ori afară, acolo. Am pus băncuțele afară și am cântat. Slavă Domnului! Boxele s-au auzit, la unii le-au plăcut, la alții nu le-au plăcut. Au venit și au zis, dați mai încet, că nu ne place. Dar Domnul se binecuvânteze. Nu le-au plăcut, dar noi avem nădejde că într-o zi așa. O să le placă. Că nici nouă nu ne-au plăcut multe lucruri. Nu ne-au plăcut nici să venim la biserică, nu ne-au plăcut nici să ne rugăm, nici să citim din Biblie, dar mulțumim lui Dumnezeu că a venit o zi când a început să ne placă lucrările acestea. Și noi am avut lupte în privința aceasta și oamenii au lupte, dar Dumnezeu are putere să ne facă, să ne placă lucrările Lui. Împreună cu noi este și fratele Pastor Gelu, Dumitrașcu, pastor la Biserica Speranța. Casa aceasta s-a făcut cu ajutorul Bisericii, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ajutorul Bisericii Speranța. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru implicarea aceasta și a fost o lucrare frumoasă. O lucrare frumoasă. Și Dumnezeu să continue să lucreze în locul acesta și să facă lucrări frumoase. Să știți că nu a fost chiar ușor să faci o casă, să o aranjezi. Dar vreau să vă spun că mai greu este să aranjezi un suflet de om. Aia este mai greu. Aici am venit, am dat ce-a fost de dat jos de pe pereți, am muncit, am lucrat, dar vreau să vă spun că una e să lucrez aici și una e să lucrez la sufletele oamenilor. Amin. Dumnezeu ne-a dat putere și aici. Amin. Și Dumnezeu să ne dea putere să lucrăm și amin. La sufletele oamenilor. Amin. Să se dea tot ce e rău jos și să se pună ce e bun. Amin. Ce e bun. Dumnezeu să binecuvânteze lucrarea. Amin. În ziua de astăzi, lucrarea din locul acesta. Amin. Și lucrarea de pretutindeni, unde se găsește numele Domnului. Haideți să ne ridicăm pe picioare și ar dori cu câteva suflete menate de Duhului Dumnezeu, să venim înainte lui Dumnezeu cu rugăciune și să mulțumim lui Dumnezeu pentru ziua de astăzi. Pentru locul acesta, mulțumim Domnului pentru oamenii care s-au implicat, Domnul să-i binecuvinteze și da. Să nu uităm să ne rugăm și pentru cei bolani. Fratele Iosif, sora Valeria din Iar, Domnul să atingă de ei. Amin. Dumneavoastră care ați venit aici și n-ați venit de plin sănătoși și aveți probleme de sănătate, Domnul să atingă și de dumneavoastră. Amin. În rugăciune, câteva suflete se vor ruga de Dumnezeu cu voce tare.